Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția din această duminică a emisiunii Cuvintele Credinței. Un eveniment deosebit a avut loc recent, un eveniment deosebit în plan bisericesc, un eveniment deosebit în plan spiritual. În localitatea Grătiej, din suburbia Chișinăului, a fost sfințit un nou sfânt lăcaș, o bisericuță cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În felul acesta s-a prins încă o candelă care va arde permanent aici, în această biserică, pe Sfânta Masă din altar, și în felul acesta, flacăra credinței va fi ținută aprinsă și prin acest sfânt locaș nou construit. Astăzi vă invităm în cele ce urmează la Grătiești pentru a afla mai multe despre acest frumos eveniment spiritual. A durat aproape 3 ani de la punerea pietrei de temelie în noiembrie 2015 până la edificarea acestui sfânt lăcaș în cinstea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, ziua sfințirii căruia a adunat numeroși credincioși dornici de a se bucura întru Domnul de frumosul eveniment. Lăcașul a fost zidit în partea nouă a localității Grătiești și a devenit, alături de vechea biserică din sat, un loc drag pentru creștinii din această parte a localității, care de acum încolo vor veni pentru a participa și aici, la Sfintele Slujbe. Înalt Preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a oficiat târnosirea sau sfințirea bisericii și după sfințirea prestolului a fost oficiată prima sfântă liturghie în acest sfânt lăcaș. Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost edificată pe un teren donat de ctitorii care au adus în evidență necesitatea construcției a încă unui sfânt lăcaș în localitate. Asta o mulțumire Domnului pentru tot ce mi-a dat, dar eu socot că viața mea e realizată. Am toate cele, Dumnezeu mi-a dat tot, mi-a dat părinți, mi-a dat frați, mi-a dat prieteni buni, mi-a dat tot ce poate să dorească un om pe fața Pământului. Asta e o mulțumire Domnului și mulțumesc pentru toți ce mi-a dat. Am avut multe greutăți în viața mea și le-am trecut și înseamnă că dacă omul vrea să treacă și Dumnezeu mi-a ajutat să trec, aceasta și-a fost o mulțumire Domnului. Pentru greutățile care le-am trecut înseamnă că Dumnezeu nu degeaba mi-a dat puterea asta.
Noua biserică din Grătiești a fost edificată după un proiect menit să dea acestei părți a localității un pitoresc aparte, prin amplasarea în ea a Sfântului Lăcaș, în care oamenii vor aduce laudă lui Dumnezeu. Proiectul a fost un vis. După terminarea facultății să pot proiecta o bisericuță și nu numai să o pot proiecta, dar și să fie readus proiectul la viață. Fiind creștin ortodox, pot și eu să mă bucur cu toți colegii și cu tot neamul nostru creștin ortodox. Proiectul dat este a doilea, să seamănă cu bisericuța de la Făurești. Bisericuța a fost văzută în Rusia de către primarul nostru de la Ciorescu, Ioan Scripnic. Și a venit și a spus, uite vrem această bisericuță. Și cu ajutorul Dumnezeu ne-am apucat. Colegii noștri, acest proiect are mici schimbări cu proiectul de la Făurești. Este modificat tamburul, are balconul pentru strană. Sfânta Liturghie Sărbătorească a adunat numeroși locuitori din Grătiești, oaspeți și originari din această localitate. A venit să împărtășească bucuria sărbătorii și fostul prim-ministru, Dumitru Braghiș, care a pornit în lume anume de aici. Este o sărbătoare mare pentru ienureașul din Grătiești, mai ales că Grătiești are o slavă mai veche din acest punct de vedere. Timp de 110 ani de zile funcționează biserica din centrul satului, n-a fost închisă nici pe zi, nici pe timp de război, nici pe timpul socialismului, și deschiderea acestui Sfânt Lăcaș într-un loc nou, mai aproape de satul nou, să zicem așa, este încă un moment foarte important pentru cei care locuiesc în această localitate, pentru cei care vin să se împărtășească cu Domnul, cu gândurile, să ceară ajutorul Domnului atunci când au necesitare, și chiar și pentru cei care pleacă în ultimul drum. Apariția unui Sfânt Lăcaș a fost întotdeauna un motiv de bucurie pentru creștinii evlavioși, care știu că cine nu are biserica ca mamă, nu-l poate avea pe Dumnezeu ca tată. De aceea, la sfințirea bisericii din Grătiești, au venit numeroși creștini, pentru care mica biserică a devenit neîncăpătoare, dar care i-a unit pe toți în jurul prezenței în acest Sfânt Lăcaș al lui Dumnezeu. Pentru că orice biserică este o casă a lui Dumnezeu, iar în interiorul ei, creștinul simte neîndoielnic cum Dumnezeu coboară din ceruri ori de câte ori în biserică rugăciunea creștinului se înalță la Dumnezeu. Aceste sentimente i-au ținut pe creștini împreună cu preoții adunați pe parcursul Sfintei Liturghii în noul Sfânt Lăcaș. Este nu altceva decât expresia dăruirii și a ctitoriei prin excelență, care și în ultima vreme, în perioada contemporană, este o dovadă suplimentară a faptului că credincioșii și enoreașii localităților din țară îndrăgesc mult Biserica Ortodoxă și îndreptează cu tot din adinsul pașii săi și voința lor pentru a zidi și a lăuda prin această expresie pe bunul Dumnezeu. A fost ctitorită această frumoasă exemplară și din punct de vedere arhitectonic și a materialelor folosite, o biserică perfectă. Să dea Domnul ca ea să fie întotdeauna plină, ca și astăzi, de credincioși cei care sunt dornici de a
auzi cuvântul Bunului Dumnezeu, de a participa la Sfintele Taine și a slăvi pe Domnul în tot ceea ce fac ei. Mulțumim pe această cale părintului paroh, părintului Victor Pleșca, care s-a străduit și a atras acești binecredincioși creștini care au jertfit pentru construcția acestui Sfânt Lacaș. La finele Sfintei Liturghii, ctitorii bisericii au fost decorați cu diverse distincții bisericești de către înalt preasfințitul Vladimir, care, în cuvântul de învățătură, a menționat despre importanța acestui frumos eveniment prin care toți cei care au participat la edificarea bisericii și-au arătat dragostea lor pentru Dumnezeu. În partea de răsărit a satului s-a sfințit încă o biserică cu hramul în cinstea nașterii Sfântului Proroc înainte Mărgătorului și Botezătorului Ioan. Este o bucurie, este o laudă pentru creștinii din această localitate că în Republica noastră Moldova s-a prins încă o candelă pe Sfânta Masă, pe Sfântul Prestol, s-a înălțat încă o biserică în care creștinii vor veni și se vor ruga Bunului Dumnezeu. E foarte frumos, e lăudabil această faptă și ținem să-i mulțumim celor care au avut posibilitatea, să-i mulțumim părintelui Victor Pleșca pentru curaj, că în timpurile acestei grele a reușit împreună cu clericii săi, împreună cu ctitorii săi, să înalțe această frumoasă biserică. Ne-am rugat Bunului Dumnezeu în această tânără biserică pentru creștini, pentru țară, ca Bunul Dumnezeu să ne trimită liniște, pace, bună înțelegere în societate, în biserică, în țara noastră, în comună aceasta. Îndeosebi mulțumesc ctitorilor, fiindcă au făcut acest lucru frumos și mare și cred că mulți vor lua pilda cea bună, fiindcă în Sfânta Biserică, de la construcție și până trece omul la Domnul, se înalță rugăciuni pentru dânsul, de sănătate, iar când trece la viața cea veșnică, în Sfânta Biserică, se înalță rugăciuni pentru cei care au înălțat această Sfântă Biserică. La această biserică au ajutat, în primul rând, localnicii, cei care sunt de baștină de aici, dar această pildă vor prelua, sper, și în alte localități și vor face acest lucru, această faptă frumoasă. De la apariția ideii construcției acestui Sfânt Lăcaș și până la finele lucrărilor de construcție, dar și de acum încolo, alături de comunitatea creștină care s-a constituit deja în jurul acestei biserici, a fost și este părintele Victor Pleșca, păstorul spiritual al creștinilor din Grătiești, cei care își arată râvna lor pentru cele sfinte și prin venirea la biserică, dar și prin dorința fermă de a fi păstrători ai vechilor tradiții. În timpul primei sfinte liturghii, în noua biserică, pentru truda în vederea edificării Sfântului Lăcaș, părintele Victor Pleșca a fost decorat cu ordinul Sfântul Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Comuna Grătiești este o comună cu tradiții frumoase, datorită neamului nostru străbun. Sunt aproape 100% creștini ortodoxi, cu atât mai mult că, datorită credinței statornice a lor, biserica în cinstea Sfintei Treimi nu s-a închis niciodată, permanent s-a slujit Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Ceea ce este lucru îmbucurător pentru noi, că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu ca să construim și această Sfântă Biserică în această parte a satului nou,
unde de mult creștinii doreau lucrul acesta. Dorința mea a fost de mult timp, cu 10 ani în urmă, am fost când am plinit Biserica Sfânta Treime 100 de ani, să deschidem și o nouă biserică. I s-a mai prelungit încă 10 ani și la 110 ani, cu Doamne ajută, s-a realizat acel vis al nostru a tuturor, în care, într-adevăr, așa cum a menționat și un alt preasfințitul, s-a mai aprins o candelă în noua biserică ortodoxă din Moldova, în cinstea nașterii Sfântului Ioan Botezător. Da, am întâlnit foarte multe și greutăți, și una și alta, dar până la urmă este totul realizat, cei ce ne bucurăm. În această Sfântă Biserică urmează să pictăm această Sfântă Biserică, totodată să o împrejurim, așa cum se spune și în Sfânta Scriptură, cu gard, dar în fața Sfântului Altar va fi și un centru medical pentru oamenii mult mai triști ca noi, chiar avem foarte mulți creștini care sunt doctori, spun părinte, noi suntem gata să venim o zi gratis ca pe pacienți să-i cercetăm și să le dăm acele concluzii și medicamente care să le ajute lor. Totodată va fi și pentru oameni cei mai triști ca noi, fără adăpost, se va face o clădire nouă cu toate condițiile la nivelul cel mai înalt. Asta ne dorim și cu Doamne ajută rămâne ca să o realizăm. Noua biserică din Grătiești va dăinui peste veacuri și alături de vechiul Sfânt Lăcaș cu hramul Sfânta Treime, care a împlinit 110 ani, ea va întregi viața spirituală a credincioșilor de aici, care au moștenit credința lor de la strămoși și vor să o transmită generațiilor viitoare prin întreținerea bisericilor, prin dragostea pentru cele sfinte și prin edificarea de noi, Sfinte Lăcașuri. Noua biserică cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul a fost edificată și în cinstea împlinirii a 110 ani de la fondarea vechii biserici cu hramul Sfânta Treime de aici din Grătiești, cea care pe parcursul acestor ani, 110 ani, a slujit pentru credincioșii din această localitate și a fost cea către care creștinii și-au îndreptat pașii și s-au rugat aici lui Dumnezeu. Haideți să aflăm în cele ce urmează mai multe și despre acest Sfânt Lăcaș cu hramul Sfânta Treime din Grătiești. Biserica cu hramul Sfânta Treime din Grătiești este încă o dovadă a credinței nestrămutate în Dumnezeu a locuitorilor de aici. Ea nu a fost închisă niciodată, nici chiar pe vremurile de prigoană a credinței creștine, iar cea mai mare parte a tot ceea ce se păstrează în biserică este încă de la începuturile Sfântului Lăcaș. Părintele Victor Pleșca slujește în această biserică din anul 2004. Din istoria Bisericii Sfântei Treimi avem o carte, cred că, de deschis, în care trebuie să ne conducem de acele fapte concrete care foarte greu creștinii frecventau Biserica Constantin și Elena pe lângă circ, cum spunem noi, și în această Sfântă Biserică au fost la Sfânta Liturghie, s-au rugat și s-au întâlnit niște bătrâni stând ei de vorbă, au luat o hotărâre ca să construiască o nouă biserică. Au ajutat toate satele pe împrejur. Știu un lucru care spuneau mie bătrânii, că zice, părinte, numai iconostasul a costat
17.000 de carboave sau ruble de pe timpul acela. Ca să ne închipuim că o carboavă de ceap te-ai să procuri o pereche de boi. Foarte mult s-a străluit, biserica a fost datorită credinței iarăși oamenilor buni, nu s-a închis, chiar au fost nevoie să o păzească și cu armele și au spus așa, dacă în timpul războiului au trecut tancul pe noi și noi am rămas vii, încercați în vreme de pace să ne închidem Sfânta noastră biserică. Se păstrează lucrurile așa cum au fost atunci, nimic neschimbat. Lumea a frecventat Sfânta Biserică permanent frecventează și în zilele noastre, ceea ce ne rămâne să mulțumim lor și ctitorilor și să avem recunoștință ca să păstrăm acest tezaur creștin-ortodox pentru veacuri și mai înainte. Cele două sfinte lăcașuri din Grătiești întregesc astăzi tabloul spiritual al localității. Un sat cu o biserică arată întotdeauna mai frumos. Un sat cu o biserică arată întotdeauna că în el locuiesc oameni evlavioși, cu frică de Dumnezeu și deci primitori și blânzi. Cu atât mai frumos arată o localitate cu două biserici, în care se aduce laudă aceluiași Dumnezeu, care poartă de grijă tuturor deopotrivă. După sfințire, am mai zăbovit puțin în noua biserică, unde am ascultat o frumoasă cântare în care este evocată cea mai scumpă ființă căreia Dumnezeu ne dăruiește pe fiecare dintre noi atunci când venim pe lume. Mama. Thank you.
creștini, o suflet ce oricum ne dăruiești și cu crucea dobândește pe poporul. Sărbătoarea Sfințirii Noii Biserici de la Grătiești s-a încheiat cu un conjurul bisericii și citirea Evangheliilor învierii, în care este invocată cea mai mare veste creștină, învierea Domnului, a cărei păstrătoare și propovăduitoare în veci rămâne a fi biserica. Alături de vechea biserică cu hramul Sfânta Treime, noua biserică în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul va întregi tabloul pitoresc al satului Grătiești. De acum înainte, și către acest sfânt lăcaș își vor îndrepta pașii creștinii dornici de a-L cunoaște și de a vorbi cu Dumnezeu.